nu știu, chiar mai este ceva de spus. Autorul trebuie să-mi spună câte ceva, dar mărturisesc că sunt impresionat de cele două intervenții a domnului Luceanu și a domnului Nichievici. Sunt copleșit, cum să spun, ascultând tot ce s-a spus despre mine. Mă gândesc că o fi având lucrarea și unele limite sau defecte, nu numai marile calități care au fost scoase în evidență. Nu mă consider deloc un nedreptățit sau un persecutat, nu vreau să mă autovictimizez. Sunt unii, sunt poate mulți care nu agrează interpretările mele, dar sunt fericit că e și multă lume care mă citește, sunteți și dumneavoastră aici, deci mă simt susținut. Mă simt în mult mai mare măsură susținut decât, eu știu, aș putea să am tentația de a vedea partea cealaltă a lucrurilor care mi este mai puțin favorabilă. Poate că am o doză de inconștiență. Nu m-am gândit niciodată, mi se spune uneori, mi se vorbește despre curajul pe care l-aș fi avut, susținând o idee sau alta, scriind o carte sau alta. Eu am făcut lucrurile astea în chip natural, niciodată nu m-am gândit că lucrările mele vor stârni reacții. Credeți-mă, acum îmi dau seama din tot ce s-a întâmplat și din tot ce se spune. Dar scriind despre primul război mondial, nici o secundă nu m-am gândit că ar putea să dea naștere la proteste, la valuri de torpeluri. Am scris o carte. Pentru mine lucrurile astea sunt de necontestat. Le am în minte, sunt cât se poate de corecte și le-am spus cu toată sinceritatea. Chiar că nu m-am gândit că va fi o asemenea declanșare de sentimente de tot felul, de atitudini de tot felul, pe urma publicării acestei cărți. E o carte care adună destul de mult din cercetările mele mai vechi sau mai noi, chiar din primii ani ai cercetărilor. Am început când m-am ocupat la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, de problema națională în monarhia habsburgică. Am scris o carte atunci privitoare la relații între români, cehi și slovaci în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la primul război mondial. M-am ocupat de mișcarea națională a românilor din Transilvania, asta apropo de maniera mea eseistică. E un eseu care are totuși la origină cercetări de ani de zile privitoare și la românii din Transilvania, la monarhia habsburgică în general, deci la o problematică care se află chiar în inima primului război mondial și apoi a generat concluziile tratatului sau sistemului de tratate de la Versailles. De asemenea, m-am ocupat de opinia publică românească în anii primului război mondial, asta ceva mai recent, scriind cartea Germanofilii, bazată iarăși pe o documentare foarte, foarte întinsă. În sfârșit am mai scris o carte de mai mici dimensiuni intitulată Tragedia Germaniei, în care e vorba deja de problematica germană sau atitudinea Germaniei în timpul primului război mondial. Și toate astea se regăsesc, sigur, și cu alte informații și cu alte interpretări și în altă prezentare în sinteza care a apărut acum o lună și pe care până acum câteva luni nici nu mă gândeam că o să o scriu. Am simțit nevoia să o scriu, am crezut că este chiar o necesitate, dar fiind ceea ce spunea și domnul Liceanu, la noi nu mișca nimic. Vedeam în răsfoind ziare, presa, într-o revistă franțuzească, am văzut un articol mare pe la sfârșitul anului trecut, privitor la pregătirile din diverse țări europene pentru comemorarea primului război mondial. Erau înșirate și chiar cu detalii toate țările care au participat la primul război și care încep să spună cuvântul într-un fel sau altul în această comemorare, lipsea România. Și lipsea România nu fiindcă am fi noi persecutați de ceilalți, cum ne place adesea să credem, ci pur și simplu fiindcă oamenii ăștia n-aveau ce să scrie despre România. În România nu se întâmpla nimic privitor la primul război mondial, deși ăsta e războiul care a făcut România mare, ăsta e războiul care a făcut România în care trăim și astăzi. Deci ăsta a fost mobilul care m-a determinat să scriu această carte. E o carte de interpretări, nu povestesc, n-avea rost să povestesc evenimentele primului război mondial. Mi-am propus să le interpretez. E o carte în care vorbesc și de domnul Michievici, a arătat foarte bine și n-are rost să mai repet eu, veți vedea în carte. Sigur, mă preocupă primul război mondial, dar mă preocupă în același timp și s-a petrecut o interferență de planuri, de teme, mă preocupă chestiunile mai generale, chestiunile teoretice ale istoriei. Problematica cauzelor istorice și am aplicat-o la primul război mondial. De ce a izbunit primul război mondial? Doamne, cine știe?
sunt tot felul de scenarii, sunt tot felul de interpretări. Ai zbucnit din pricina marilor contradicții între puterile europene sau ai zbucnit, în primul rând, din pricina atentatului de la Sarajevo? Eu nu știu, nimeni nu știe. Asta e o problematică încurcată, confuză și de nerezolvat până la capăt a cauzelor istorice. M-a interesat de asemenea problema reprezentărilor, după cum de asemenea s-a subliniat. Într-adevăr, în ce privește atitudinea, deciziile luate de diversi actori ai războiului din 1914, s-ar putea ca reprezentările, cu siguranță chiar reprezentările, și nu numai în cazul lor, în genere vorbind, reprezentările înseamnă mai mult decât realitățile, pentru că noi ne orientăm după propriile noastre reprezentări, nu după realitățile pure și obiective. Așadar, faptul că Germania a atacat prima, închipuindu-și că Franța și Rusia pregătesc o agresiune și e bine să o ia înaintea acestei agresiuni, asta ține de o reprezentare. Avea dreptate Germania sau nu avea dreptate? Nu știu, nimeni nu știa dacă avea sau nu avea dreptate. Marea Britanie a intrat în război în bună măsură datorită flotei germane. Germania a pornit să își construiască o mare flotă. Marea Britanie a considerat că un act ostil, că scopul Germaniei ar fi să amenințe supremația maritimă și mondială a Marii Britanii. Urmărea Germania asta cu adevărat sau nu? Nimeni nu știe. Se poate interpreta într-un fel sau altul. Asta este istoria. Dacă vrem o istorie exactă, putem să o căutăm, dar vă asigur că nu o să o găsim niciodată. Și în sfârșit m-a interesat punerea în perspectivă europeană a evenimentelor primului război mondial. Nu-i vorba numai de România, pentru numele lui Dumnezeu, nu-i vorba... Unii au prezentat lucrurile ca și când ar fi o carte despre Transilvania, ca și când ar fi o polemică în legătură cu apartenența Transilvaniei la România. Nu există așa ceva în lucrare. Deci este o carte despre primul război mondial, unde și România așa are locul ei și, sigur, și Transilvania și problematica națională românească. Însă, totuși, ne-am pus și noi, sau e cazul să ne aducem contribuția la construirea Europei. Vom construi o Europa unită, susținând fiecare dintre țările europene propria noastră variantă, în opoziție totală cu variantele celorlalți. Vom avea în continuare o istorie românească a primului război mondial, o istorie ungurească, o istorie nemțească, o istorie franțuzească. Nu putem încerca să facem chiar o istorie a primului război mondial, în care fără să renunțăm la dreptatea noastră, să înțelegem și partea de dreptate sau justificările celorlalți. Să căutăm un punct de echilibru. E ceea ce francezii și germanii au reușit să facă, în timp miraculos. Poate vom reuși și noi, poate vom reuși și ceilalți. Deci astea ar fi câteva gânduri privitoare la cartea mea, dar încă o dată ceea ce au spus și domnul Liceanu și domnul Mițirviș mi s-a părut mult mai interesant decât ce v-am mai zis și eu acum în câteva cuvinte, așa încât dacă e să-i credem pe dâns și nu neapărat pe mine, poate merită să citiți această carte. Vă mulțumesc foarte mult! An, am avut senzația că m-am specializat în cărțile lui Lucian Boia. Așa încât sunt în orice clipă... Da, grație dumneavoastră, am anexat un nou domeniu. În orice caz, trezit în orice clipă din somn, pot să vorbesc de oricare dintre cărțile dânsului. Așa încât mi-e imposibil să nu vă spun că această carte despre primul război mondial merită citită împreună cu germanofilii. Și merită citită împreună cu germanofilii și cu tragedia Germaniei, de care v-a pomenit deja domnul Boia, pentru că, într-adevăr, în felul ăsta căpătați o imagine extrem de savuroasă din punct de vedere al cunoașterii a acestui fenomen. Nu intru în detalii. Nu înțeleg exact felul, e foarte greu să decelezi felul în care un autor se mișcă prin temele, prin opțiunile cărților, temelor lui. Deci nu știu cum trece domnul Boia de la Franța la Germania, de la Germania la capcanele istorii cu intelectualii români, nu știu cum ajunge la Balcic, în orice caz este un dans absolut dezlănțuit. Și fiecare număr coregrafic intelectual este fascinant. Cartea despre Balcic, pe care cred că este publicată înainte acestei an, e interesantă și asta nu mă pot abține să vă spun, pentru că aici demersul e invers. În timp ce în toate celelalte cărți
deconstruiește, adică făcând critica miturilor încearcă să recupereze un adevăr de dincolo de ele, aici este construcția unui mit. Și e foarte frumos felul în care construiește mitul paradisului maritim al României. Și e foarte trist să vezi cum fiecare reușită a acestei țări nu ajunge la nivelul continuității care dă până la urmă chipul coerent al unei istorii mari. Altfel spus, Balcicu a fost o reușită, a fost un mit frumos, dar a căzut în noaptea istoriei. Am scos 2 sau 3 cărți ale domnului Boia în edițiile acestea de colecție, cum sunt numite, le putem spune de lux, cu un cuvânt mai pretențios. Am omagiat în felul ăsta cărțile cele mai impresionante. Germanofilii, m-am uitat peste ea din nou acum vreo lună, sunt aproape 50 de portrete, nu știu cum le-ați refăcut, biografiile și ideile a peste 50 de intelectuali și politicieni care au participat la primul război mondial cu ideile lor și au intrat în sciziunea de atunci a lumii spirituale românești. Despre fiecare carte se poate vorbi. Cum să vă spun? Sfârșitul Occidentului, de pildă. E o încântare. A apărut în Italia acum o lună, două. După Cărtărescu, domnul Lucian Boia e cel mai tradus autor din România. Acolo întrebarea superbă este, poate fi Occidentul depășit? Și răspunsul e da. Poate fi depășit dacă va apărea un alt continent, o altă comunitate care va fi în stare să depășească creativitatea Occidentului. Adică capacitatea de a-și pune libertatea creativității în joc. Or, până acum nu s-a întâmplat așa ceva. Toate cărțile astea sunt la dispoziția dumneavoastră și domnul Boia vă stă la dispoziție pentru autografe. Vă mulțumim! Să mă așez aici.